O rusoaică a fost acuzată că a angajat un asasin plătit pentru a-i ucide copiii. Motivul pentru care ar fi făcut acest gest este unul aproape halucinant. Poliția a arestat-o pe femeia de origine rusă în vârstă de 67 de ani pe stradă. Filmări distribuite de Ministerul Afacerilor Interne de la Moscova pe Telegram îi arată pe trei ofițeri în civil care o rețin pe pensionară în fața casei ei. Înțelegi de ce ai fost reținută? O întreabă unul dintre ei pe stradă în timp ce o încătușează. Surprinsă, femeia răspunde nu. A vrut să-și lichideze copiii ca să rămână singura proprietară. Potrivit acuzațiilor făcute de poliția rusă, femeia ar fi comandat uciderea fiului ei și a celor două fiice, astfel încât să poată deveni unicul moștenitor al unei proprietăți a familiei. Rusoaica și-ar fi împărtășit planul prietenului ei, care a ajutat-o să găsească un asasin, care mai târziu a fost plătit cu 80.000 de ruble, aproximativ 1.000 de euro, pentru a face treaba murdară. Presupusul ei complot a fost dezvăluit chiar în ziua în care ucigașul trebuia să lichideze una dintre fiicele femei. Imaginile împărtășite de poliție arată teancul de numerar pe care ea l-ar fi scos pentru a efectua plata. Un comunicat al Ministerului Rus de Interne a transmis: angajații Departamentului de Investigații Penale din cadrul Ministerului Afacerilor Interne al Rusiei au reținut o persoană suspectă în organizarea uciderii copiilor ei. Copiii femeii cu planuri criminale aveau 49, respectiv 45 de ani. Agenții au primit informații că un rezident al centrului regional născut în anul 1956, dorind să rămână singurul proprietar al imobilelor, a dispus uciderea fiului ei născut în anul 1978 și a fiicelor născute în anul 1994, se mai spune în comunicatul autorităților ruse. Relatează știrile canalde.ro.